atâtea griji. Ți-ai făcut? Nu știam unde ai plecat și nici când te întorci, nu știam nimic de tine. Eu, uită-te la rochia ta. M-a aruncat Angus. Dar sunt bine? Acum ești acasă. Așa că totul este bine. Serios? I-am liniștit pe lorzi, deocamdată. Tatăl tău e acolo cu ei, îi distrează. Din sabie tu vei gusta că-ți mi-ai smuls un picior. Te prind și te șupoi și cui vei hiberna ușor. Desigur, amândouă știm că trebuie să luăm o decizie. Asta ce e? O ofertă de pace. Eu am făcut-o. Pentru tine, special. Ai făcut asta pentru mine? O aromă interesantă. Și cum te simți? Ce-i asta? Diferit? Tartă și delicioasă. Te-ai răzgândit un pic cu căsătoria și tot restul? E mai bine. Ce-ar fi să mergem sus la Lorz și să terminăm odată cu neînțelegerea asta? Mama? Am amețit deodată. Și capul mi se învârte. Mama! Nu prea mă simt bine. Și cum rămâne cu căsătoria mea acum? Merida! Dă-mă în camera mea. E bine, bine, foarte bine. Nu te un pic mai la stânga. E bine, bine, hai, bine, un pic. Da, la stânga! Acum e bine! Și acum fugiți de acolo să nu-mi stricați tragerea. Ce? Regina mea! Noi am așteptat un răspuns. Domnilor, nu mă simt prea bine acum, dar vă veți primi răspunsul. Curând. Acum vă rog, scuzați-ne. Elinor, uite, e mordu. Elinor, ești bine, dragă? Sigur, sunt bine. Continuă să-ți răzbun piciorul. Da, ați auzit-o, băieți. Și acum visez la clipa când pe monstru am să-l ucid. Ai tot timpul din lume să te relaxezi, mamă. Și poate apoi vei avea altă părere despre căsătorie? Ce a fost prăjitura aia? Și prăjitură. Mamă? Deci, să le spun că nunta s-a anulat. Mama? În urs, voiam doar să te schimb pe tine.